Repet, Mihnița are numai 17 ani. Iorga, Alibec, deviere excelentă, Laurențiu Iorga. Iorga ține mingea, pasă bună către Cristescu, intervine Geraldo, apare însă acolo din nou Iorga, să vedem acțiunea lui Iorga, a intervenit așa cu mult mai multă liniște decât în anii precedenți, sunt acolo în luptă pentru cupele europene. Albudescu are ceva de împărțit cu persoane de la tribuna oficială. Sunt, hai să zicem, tribuna întâi. Astra împrumutat la FC Bruj. A fost o minge pierdută de Nicoară. Oh, și scapă singur Iorga. Iazalde caută să se placeze. Cami Jelăricu accelerează gălățenii. Din nou Iorga. Se întoarce pe lângă un adversar, intră în centru, Iorga. Tot mai iritați spectatorii din Galați. Încearcă acum gălățenii să fie periculoși, Tătărușanu scoate această minge și ce Peșește Pârvulescu. Intervenție bună a lui Varela, mingea rămâne însă la oțelul. Așteaptă Marquinhos în banda dreaptă. Iată-l aici pe Iorga, o pasă spre Enrique, este însă cu pasă cu călcâiul către Alin Toșca, au recuperat însă cei de la oțelul. Respinsă de defensiva oțelului, ies pe contraatac oamenii lui Ewald Linen. Portarul bulgar este în afara careului, poarta este goală. L-a depășit când a vrut în prima repriză Popescu pe Fiulo, pe Genaru, Laurențiu Iorga la 16 metri, Sârg pregătește centrarea, mingea aruncat în Cooper care nu se simte prea bine. Am văzut și căpătând pe fotbalistul venit de la Godoy Cruz. Iorga se duce în centru. Pentru a patra oară în acest sezon, Enrique. Au venit câțiva străini buni în acest sezon în campionatul României. Îi pasează lui Cooper faul pe care îl face Viorel Dinu. Laurențiu Iorga, în marginea careului, Antun. Lungă, balonul este preluat de Laurențiu Iorga, un dribbling, Iorga. Faultat, s-a făcut un fault evident. A luat o decizie greșită Roman. Poate dacă ar fi fost acolo un mișcător mai experimentat, faza ar fi avut o altă final. Cooper, Enrique, din prima pentru Laurențiu Iorga. Începe să se joace pe contre, Iorga îl evită pe Mut, Iorga, dar urmează o intervenție. Din nou Giurgiu, vine la primit Iorga, trece ușor de Muniru, continuă Iorga, respinge însă Cadu. 9 goluri pot fi revăzute pe site-ul nostru digisport.ro. Foarte multe ocazii, foarte multe goluri în această partidă extrem de spectaculoasă.